de pătinați a locuțiunea, mi-am adus aminte de o vorbă, mă iertați, un pic așa, golănească. Se spune, zice, are vorbele la el. Dar ceea ce e mai important este că are capul la el. Mă bucură când asist la o lansare de candidat la primar sau când merg undeva la o reuniune publică și vorbitorii dau dovadă de capacitate intelectuală. Mă bucură că aveți un astfel de candidat la primar, pentru că mintea organizată pe care o are, sigur, și ușurința de a vorbi căpătată probabil în numeroși ani de la catedră, îmi dau convingerea și nutresc speranța că veți avea un primar pe măsura năzuințelor dumneavoastră. Sigur că venind la Onești, nu am putut pe drum să nu am o anumită reflexie legată de evoluția acestui oraș. De fapt, așa cum spunea și Romeo Stavarache, de involuția lui, din cauza schimbărilor economice care s-au produs în România ultimilor 22 de ani. Să știți că nu este singurul oraș care a suferit o astfel de transformare nefericită din punct de vedere economic. Industrii care altădată, sigur că păreau înfloritoare, dar funcționau într-un alt sistem economic, încet, încet s-au stins. S-au stins și în alte părți s-a reușit o compensare. S-a reușit să se pună ceva în loc. S-a reușit să se pornească alte activități economice. Din păcate, Oneștiul nu face parte din această categorie decât poate într-o măsură mult prea mică. Și acest lucru, sigur că are consecințe. Forța de muncă tânără, oamenii tineri care au capacitate și poate și nu numai tinerii și cei care sunt adulți și în forță, au trebuit să-și caute un rost în alte părți. Și e păcat. E păcat pentru că această dezrădăcinare nu este simplă nici pentru familia care rămâne, nici pentru cei care pleacă. Și eu am văzut, mergând în lume, mulți români plecați cu desaga la spinare și unii din ei și-au găsit un rost. Dar numeroase sunt și cazurile în care acești oameni nu numai că suferă după țara pe care au părăsit-o, dar nici nu și-au găsit rostul pe care și-l doreau. Și de aceea nu este nimic mai firesc decât să încercăm să facem ceva și pentru generațiile mai tinere și pentru cei care sunt în putere, dar și pentru generațiile mai vârstnice. De aceea cred că ideea de a avea un primar care se va ocupa dincolo de ceea ce stă în fișa postului, că în fișa postului unui primar sigur că este normal să se regăsească curățenia orașului, salubritatea, alimentarea cu apă, cu căldură, utilitățile, toate, în sfârșit, toate aceste lucruri mi se pare că sunt naturale, sunt firești. Dar un primar care poate să facă mai mult, care poate să încerce să dea o dimensiune economică mandatului său, în așa fel încât să faciliteze dezvoltarea unor activități economice, industriale sau de servicii sau de alt tip, este ceea ce cred că ne așteptăm poate mai mult în ziua de astăzi să facă un primar destoinic, să facă un primar de forță, un primar cu viziune. Și uitându-mă în programul domnului Dănuț Oprea, am văzut aceste lucruri pe care le-am regăsit nu de mult și în programul unuia din colegii mei din București, de la sectorul 2, unul din candidații de primar de la sectorul 2, care, la fel, vorbind cu echipa liberală de acolo, mi-au spus că ei se gândesc cel mai mult și cel mai mult la componenta economică. La componenta economică e bine că se gândesc, pentru că suntem liberali și avem un anumit specific în acest domeniu al gândirii economice. Și, uitându-mă pe program, am văzut două lucruri care mi-au sărit imediat în ochi, și anume, în primul rând, parcul ecoindustrial și, în al doilea rând, incubatorul de afaceri. Ele sunt trecute într-o ordine inversă, cred că nu are importanță acest lucru, dar cred că sunt două elemente, printre multe altele, care definesc o anumită viziune pe care, sincer să vă spun, nu mă așteptam să o găsesc în
momentul de față în programul unui candidat la o primărie. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, în general, cei care candidează la primărie se calează pe lucrurile bătătorite, pe lucrurile clasice. Eu cred că este nevoie astăzi, într-adevăr, de o mână întinsă către zona economică, către mediul de afaceri, pentru că numai în acest fel putem să creăm locuri de muncă. Primăria, oricât de generoasă ar fi, nu poate să asigure locuri de muncă pentru toți cei care vin în piața muncii. Și iată două exemple extrem de utile, care mă fac să cred că este o viziune corectă și că ați merge pe drumul cel bun. Și ceea ce contează și mai mult este că viitorul dumneavoastră primar va putea să beneficieze la rândul lui de o echipă. O echipă nu numai locală, ci o echipă la nivel județean și o echipă la nivel național. Cu colegii mei din Bacău, cu Romeo Stavarache, cu Viorel Miron, cu Ionel Paler, lucrăm de mulți ani și această colaborare, pot să vă spun, mi-aduc aminte cu oarecare nostalgie, a început în 2005-2006, doi ani marcați de niște inundații catastrofale, când am venit deseori în zonă pentru a da o mână de ajutor, pentru că județul Bacău a fost unul din cele mai afectate. Și am făcut-o cu simțul datoriei față de țară și de cetățeni, dar ceea ce m-a bucurat cel mai mult este că am observat că aceste ajutoare pe care guvernul le-a acordat la momentul respectiv au fost foarte bine folosite, pentru că erau și la Bacău, și la Comănești, și în alte localități din județ, oameni cu experiență și cu responsabilitate. Și acești bani nu s-au dus pe apa sâmbetei, cum se spune, ci s-au dus în lucrări de infrastructură, fie de protecție împotriva inundațiilor, fie de refacerea infrastructurii rutiere, fie de construcție de case, pentru că am avut foarte, foarte multe proiecte pe care le-am dus la bun sfârșit cu niște oameni care, într-adevăr, fac o echipă de care eu mă mândresc și noi, liberalii, ar trebui să ne mândrim. Și nu numai noi, liberalii, ci toți cetățenii județului Bacău și ai orașului Bacău. Romica Stavarache este un om foarte ambițios și foarte insistent. Insistent în sensul bun. Fără insistență, sau cu alte cuvinte, dacă vreți, fără perseverență, nu poți să-ți duci proiectele la bun sfârșit. Și nu știu dacă cei care sunteți astăzi în sală prezenți știți despre proiectul de care probabil este cel mai mândru în acest moment și pe care astăzi îl vom și vizita la Bacău. Este vorba de spitalul pe care l-a început, a cărui construcție a început-o, sigur cu un ajutor și din partea guvernului atunci când eram prim-ministru. Da, substanțial, mulțumesc. Eu zic că substanțial a fost perseverența ta și faptul că ai putut să continui această investiție cu fondurile pe care le-ați gestionat din cadrul municipiului Bacău și este un exemplu, dacă vreți, elocvent de ceea ce poate să facă un primar dedicat comunității pe care o păstorește. Dar, așa cum spuneam, la Bacău este mai mult decât un singur om. Poate Romica este sufletul echipei, dar el are o echipă în jurul lui, o echipă și cu oameni tineri, cu Ionel Paler, care îl văd pe zi ce trece și îl văd mereu, îl văd în fiecare zi, pentru că suntem colegi de Parlament și căruia mi-am permis să-i fac la început o mică observație, că l-am văzut, vorbea foarte repede și i-am spus, te rog, eu nu așa de repede, trebuie să vorbești clar și îndesat, să se înțeleagă bine ce spui. La fel cum în aviație, nu știu dacă cineva știe, în aviație când încep comunicațiile, trebuie să-i răspunzi celui de la turn, cum îl auzi și să spune tare și clar. E, așa trebuie și vorbit în politică, tare și clar, să înțeleagă oamenii, să audă ceea ce spunem, pentru că vorbim despre lucruri care sunt în interesul lor. Acum, sigur că lucrul de care spuneam că este foarte important în succesul unui primar este să aibă o echipă. O echipă de consilieri și o echipă care să-l încadreze și la nivelul Bacăului, la nivelul județului există această echipă. Mergem mai departe, mergem un pic mai sus, ce se întâmplă la nivel național. Vedeți, în aceste zile au avut loc în decurs de 10 zile câteva schimbări importante. O cădere de guvern neașteptată. Vă spun ca om care am o experiență parlamentară îndelungată, foarte puțin din cei care suntem liderii celor două formațiuni, ai Partidului Național Liberal și ai Partidului Social Democrat,
credeam că moțiunea va trece, că va avea succes. Nu credeam decât că vom reuși un scor foarte bun și vom da, dacă vreți, un mesaj de forță și în același timp un avertisment extrem de serios guvernului, dar nu ne așteptam ca această moțiune să treacă. De ce a trecut moțiunea? Sunt foarte multe motive, dar sigur că criza politică prelungită prin care trece România, criza economică extrem de profundă, a creat o anumită tensiune socială, o tensiune politică care într-un fel s-a manifestat și în Parlament și la toate aceste lucruri, sigur că au contribuit și aroganța și autosuficiența fostului prim-ministru ungureanu într-o măsură, aș spune, foarte importantă. Dar nu numai aroganța lui, ci și comportamentul altor personaje de la vârful Partidului Democrat Liberal, cum ar fi Elena Udrea sau alții ca domnia sa. În sfârșit, iată că după o perioadă scurtă de incertitudine, noul guvern a fost format. Acum două zile s-a dat votul de investitură și guvernul a pornit la treabă. Și a pornit la treabă, aș spune, cu dreptul înainte, foarte repede, luând câteva decizii care erau și așteptate. Mă refer la cele legate de reîntregirea salariilor amputate în iunie 2010 și restituirea banilor restituiți pensionarilor în mod ilegal. O să întrebați, poate, sau să vă întrebați, așa cum m-am întrebat și eu în primul moment, ce minune s-a petrecut, de unde acest guvern a fost capabil să scoată acești bani. E o întrebare firească, probabil că unii dintre noastre se întreabă ce s-a schimbat într-o săptămână în România. A început economia să meargă mai bine? Răspunsul este clar că nu putem, nu se poate așa ceva lucru. Bun, și atunci, care este răspunsul? De unde? Cât vi se pare poate de surprinzător, răspunsul este legat de simpla incompetență a celor două guverne anterioare, Boc și Ungureanu. Domnul Ungureanu nici nu știa că poate să ia această măsură de refacere într-o manieră graduală, nu dintr-o dată, a salariilor angajaților din sectorul bugetar. De ce nu știa? Pentru că ministrul de finanțe nu era capabil să-i prezinte o situație clară, pentru că nu erau în stare să negocieze cu Fondul Monetar Internațional care sunt parametrii macroeconomici ai României și așa mai departe. Și iată că într-un timp foarte scurt discuțiile și negocierile care s-au purtat cu FMI au putut să degaje soluția pe care guvernul a și adoptat-o și anume, după cum știți, salariile bugetarilor se vor reîntregi în două etape pe parcursul acestui an, începând cu luna iunie și pentru pensionari retrocedarea sumelor, restituirea sumelor se va face exact în același ritm în care au fost reținute. Sigur că nu este suficient. Ceea ce trebuie să facă acest guvern este evident să repornească motoarele economiei. Trebuie să țineți cont însă că actualul guvern are un mandat extrem de scurt. Din acest mandat de 6 luni, o lună cel puțin trebuie să socotim că este vacanța de vară, nu a guvernului, dar a tuturor românilor. O lună este campanie electorală pentru alegerile locale și încă una pentru alegerile parlamentare. Deci îi rămân 3 luni la dispoziție, hai să cer de acțiune în forță. E un timp foarte scurt și acest guvern nici nu își propune să facă ceea ce ar trebui să facă un guvern cu deplină legitimitate. Există o legitimitate a acestui guvern dată de votul în Parlament. Dar noi vrem mai mult. Vrem să avem legitimitatea votului popular. Legitimitatea votului popular nu poate să fie dată decât de alegerile parlamentare care vor urma la finele acestui an, o legitimitate împrospătată și nu una care este legată de votul din 2008. După cum știți, în 2008 majoritatea era practic de partea Partidului Național Liberal și a Partidului Social Democrat. Jocurile politice făcute de președintele Băsescu au făcut să ne trezim cu un guvern condus de Emil Boc și de Partidul Democrat Liberal, care și-a creat o majoritate în Parlament pe care nu o avea în urma votului popular.
Acest lucru s-a realizat prin migrația unor parlamentari de la PSD și de la PNL către un partid nou format, mă refer la UNPR, și o parte din parlamentari care s-au dus direct la PDL, și în acest fel s-a creat o majoritate care nu era concordantă cu rezultatul votului cetățenilor. Prin urmare, am avut de-a face cu cea mai inacceptabilă, aș spune, atitudine de desconsiderare a votului popular, pentru că votul popular a fost viciat prin acest joc politic, prin care a fost practic impus un guvern care nu corespundea cu voința cetățenilor. Acest lucru s-a reparat acum, dar după părerea mea, și nu numai după părerea mea, după părerea multora dintre colegii mei, noi trebuie să ne prezentăm din nou în fața electoratului pentru a le cere votul de încredere. Și sunt convins că în această toamnă vom obține o majoritate extrem de clară, care nu va putea să permită președintelui în exercițiu să mai facă jocurile cu care ne-a deprins în ultima vreme. După cum ați văzut, din 2009, pe lângă faptul că a îndeplinit funcția de președinte, a îndeplinit-o și pe cea de prim-ministru. În Parlament, acum două zile, spuneam că mandatul de prim-ministru al lui Traian Băsescu s-a încheiat spre slava României și spre ajutorul nostru, pentru că sub acest mandat nefericit al președintelui Băsescu, România, în loc să progreseze, a regresat. Am traversat o criză economică care, iată, poate impropriu spus, am traversat, ne-am afundat într-o criză economică care pare să nu mai aibă sfârșit. România a fost din ce în ce mai izolată pe scena politică internațională. În plan intern, președintele și-a permis să calce Constituția în picioare și să facă ce vrea cu toate instituțiile, dar în special mergând pe ideea discreditării lor, cu gândul că ar putea să rămână așa un fel de, într-o modalitate, aș spune, simplă, pentru că domnul profesor vorbea de apă și de gaz, eu am să vă spun de apă și grăsime. Știți bine că întotdeauna grăsimea se duce la suprafață, cam așa a crezut și el că o să ajungă să plutească peste tot ceea ce înseamnă România. Alegerile locale din acest an, în primul rând, alegerile parlamentare care vor urma la sfârșitul toamnei, vor fi pașii premergători către o schimbare completă de clasă politică în România. Trebuie să încheiem cu această eră de dominație a lui Băsescu și a PDL-ului, care s-a dovedit extrem de nefastă. Și acest lucru putem să-l facem cu oameni serioși, cu oameni responsabili, cu oameni cu convingeri, cu oameni care cred în anumite valori și principii, și îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră să fiți purtătorul nostru de mesaj și să aduceți la conducerea orașului dumneavoastră un om destoinic, un om cu calități, așa cum l-am văzut astăzi și cum îmi doresc să fie în continuare, un om în serviciu dumneavoastră care să fie capabil să asculte, să preia problemele, să încerce să rezolve problemele cetățenilor și ale orașului. Invitați, dragi prieteni liberali, sper că sunt la sentimentul dumneavoastră. Să mulțumim încă o dată distinsului invitat, domnule prim-ministru Filip Popescu Tăriceanu, prin prezența dânsului în mijlocul organizației noastre, precum și președintelui Partidului Național Liberal Filiala Bacău, domnul președinte Romeo Stavarache și deputatul Ionel Pară. Și vă rog să-mi permiteți ca în numele nostru să ofer domnului prim-ministru un album Borzești, frescă și istorie, pe care să-l păstreze ca amintire din partea noastră. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să fiți prezenți astăzi în mijlocul nostru și vă așteptăm.